pun întrebarea, băi, Anatol, eu nu sunt că nu mai trăiesc, domnule, adică ceva se întâmplă, nu știu cum e viața asta, dar ideea este că muncesc, am impresia că sunt așa un fel de robot. Am venit, muncesc, alerg într-o parte în alta, vin înapoi acasă, problemă cu nevasta, problemă cu copii, dacă nu cu copiii, atunci cu nevasta, dacă nu cu nevasta, atunci cu copiii, dacă nici cu una, nici cu alta, e altă problemă. Și sunt așa, mă, sunt prizonier așa, în, în lumea asta, și zici că vin să, am venit parcă să fac anumit lucru. N-am mai avut timp de mine. N-am mai avut, nu mi-am dat timp mie, n-am mai avut când pentru mine să mă duc la un pescuit, ce-și dorește la acolo, să merg la un călărit, să mă duc cu băieții la o bere, nu știu ce, să mă distrez pur și simplu. Vă, vă se întâmplă astfel de lucruri. Să vedeți lucru interesant, că da, puteți să vă mințiți cât vreți, de asta se ocupă o parte a minții noastre, toată ziua nu face nimic altceva decât caută o minciunică favorabilă. Ne spunem nouă minciuni în timpul zilei de mai multe ori decât puteți să credeți. Dacă prin capul nostru în fiecare zi trec aproape 75.000 de gânduri, dintre toate aceste 75.000 de gânduri, lucrurile cu adevărat importante pentru tine, ca și idei, ca și gând care ne trece, sunt, spunem așa, vreo 102, mai mult nu. Toate celelalte idei care trec prin cap imediat să acoperă cu oricare minciună. De ce face mintea noastră așa, o anumită parte minții? Ca să putem supraviețui, ca să nu luăm razna. Și ne găsește uite, la tot felul de lucruri câte o minciunică. De exemplu, omul îi spui, băi, alcoolul sub orice formă e rău, e dăunător, sub orice formă. Dar da, da, eu n-am băut mult, numai puțin. Azi, în, la noi, în România, când omul se duce la doctor și doctorul îi prescrie ceva, el primul lucru care îl întreabă, da, pot să beau? Păi, biotisia te-a adus aici, tu ești terminat, adică ficatul tău varză, cum se spune, eu îți prescriu niște medicamente și el întreabă în același timp, da, domnul doctor, foarte bine, dar fac asta. Dar pot să beau și eu așa puțin? Dar alcoolul e rău pentru tine. Da, doctor, dar nu mult, așa nu mă puțin. Uite, el caută tot timpul să se mintă. Apoi se minte iar. Domnule, eu nu știu cum voi, dar eu nu pot. Eu nu, mă pot, eu nu pot fără alcool. Mi-e trebuie cât e puțin. Nu mult, că nu sunt alcoolist. Te beau așa o bere în fiecare seară. Dar nu pot fără. Iar să minte. Poate. Dar se minte că nu poate. Orice îi propune omului, chiar și capacitatea sau posibilitatea de a-l scoate pe el din sărăcie, gândiți-vă, din sărăcie, sau dintr-un anumit stil de viață care totdeauna îți ajung bani. Să treci la un nivel următor în care să ai mai mulți bani puțin. Puțin mai mulți bani. Ne ducându-te la muncă, ne muncind pentru asta 8 ore și restul. Omul vă găsește ce? O minciună. Da, nu pot eu, Anatol, de asta. Da, trebuie să fii nu știu cum, trebuie să ai nu știu ce. Eu nu, eu nu mă bag, eu nu pot de asta. Zilnic ne mințim. Preocuparea de bază a omului este să se mintă. Mai mult că atât, omul se minte și se preface că nu se minte. Continuând să se mintă că nu se minte. Vă dați seama cât e de complicat. Zilnic, omul continuă să se mintă, prefăcându-se în fața lui însuși că nu se minte. Continuând să se mintă că nu se minte.